Pacea Domnului, dragi frați și surori și ascultători ai Cuvântului lui Dumnezeu, mulțumim Tatălui Ceresc că încă o dată El ne-a călăuzit, ne-a ajutat, ne-a dat putere, îndemn și dorința ca încă o dată să putem fi în jurul Cuvântului Său. Lui mulțumim de toate și îl rugăm ca și în această zi El să reverse binecuvântarea Sa asupra copiilor săi de pretutindeni care astăzi s-au adunat în numele Lui. Și o începe cu câteva versete din a doua epistolă a lui Petru, chiar de la capitolul 1. Vedem că apostolul Petru ne dă niște îndemnuri și niște sfaturi, spune, pentru cei care au fost pe timpul lui și pentru noi astăzi. Simeon Petru, rob, și apostol, vedem că prima dată trebuie să ne recunoaștem că suntem robi. Trebuie să ne alegem noi cui vrem să-i servim, vedem că ne cere. Și atunci vedem că putem fi în două părți robi. Robi Dumnezeului adevărat și putem fi robi și Dumnezeului acestui veac. Să fim foarte atenți. Și după ce vine și apostol al lui Iisus Hristos. Vedem că noi, Pavel, ne arată că avem diferite chemări. Și atunci fiecare în chemarea care suntem să ne facem lucrarea până la capăt cu dragoste și iubire. Către cei a căror către cei care au căpătat o credință de același preț cu a noastră prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Trebuie să vedem că e important credința care am primit-o apostolul Iuda, vedem că el vine și se adresează pentru credința care a fost dată odată Sfinților pentru totdeauna. Și atunci Petru zice, har și pace să vă fie mulțită prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeiască lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slavă și puterea lui. Important să ne aducem aminte cine ne-a chemat. Domnul ne spune și zice, Tată, a Tăi sunt, Tu mi-ai dat. Vedem că Domnul ne-a luat sub paza Lui. El e păstorul nostru, în Ioan ne arată și El ne păstorește. Și El zice că se îngrijește ca să ne ducă la pășuni bune, verzi. Dar trebuie să băgăm de seamă că avem și alte sfaturi, că astăzi sunt mai mulți păstori. Și trebuie să vedem să rămânem lângă păstorul care El ne-a luat sub grija Lui. Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea Lui, ne-a dat tot ce ne trebuie, prin care El ne-a dat făgăduințele Lui, nespus de mari și scumpe, ca prin El să vă faceți părtași și firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Interesant, Petru vedem că ne avertizează. Am fugit și fiecare trebuie să recunoaștem că la început, da, am fugit și am luat și am făcut un legământ. Dar legământul l-am făcut cu Dumnezeu. Dar vedem că până Apocalipsa avem o altă avertizare. Tatăl vede că se va întâmpla chiar cu cei credincioși și poporul meu. Vigășiți în grabă din Babilon. Trebuie să ne aducem aminte că o mai ieșit din Egipt, o ieșit mai mulți, dar dorința lor ce le-o fă. Iar eu ăsta să întoarcă înapoi, că acolo fă mai bine. Trebuie să fim atenți după ce am fugit, zice, prin care El ne-a dat făgăduințe Lui nespuse mari și scumpe, ca prin El să vă faceți părtași firii dumnezeiești după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume, prin ce? Prin pofte. Vedem că poftele de unde vin și dorințele. Și
dacă stăm și analizăm puțin cântarea care am cântat-o, vedem că în cântare încă ne arată, chiar de la început, cine vine, adversarul până ce vine, în mândrie. Și vedem că mândria și înălțarea unde o fac? Prima dată s-o găsit în cer, la Satan. Și vedem că el tă cu acele, o coborâșit pe pământ după ce o foruncat. Tot asta scoate la iveală. Și e mare primejde, că în învățătura de astăzi avem avertizare cu timpul este. Și atunci versetul 5 mai zice ceva lucru foarte frumos. De aceea dați-vă și voi toată silința ca să uniți cu credința voastră ce fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea frați, cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditor în ce privește de plină cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine n-are aceste lucruri, este ori, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Versetul nou vedem că ne avertizează că se poate întâmpla și este să le pierdem la carte. Și o mai zice și versetul 10. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Să merge la mana de astăzi, vedem că la ea sunt niște sfaturi foarte frumoase. Trebuie să ne aducem să vedem că e un sal dintr-un sal care David l-a spus în anumite împrejurări și folositor pentru timpurile în care trăim noi astăzi. El face pe cei smeriți să umble îndreptate, el învață pe cei smeriți calea sa, Psalmul 25, versetul 9. Vedem că e în legătură și cu cântarea care am cântat-o. Smerenia e un lucru important în ochii Domnului și umilința. O astfel de dispoziție este esențială pentru cei ce voiesc să primească înțelepciunea de sus. Cu umilință ei trebuie să-și recunoască slăbiciunea și lipsa de înțelepciune, altfel nu pot primi liber cu toată inima înțelepciune pe care Dumnezeu vrea să o dea acum numai celor a căror inimă este într-o atitudine potrivită pentru primirea ei. Vedem că prima condiție ce trebuie să ne recunoaștem, că suntem slabi, că suntem imperfecți și vedem că Pavel în toate timpurile se vede, se vede slab. Și atunci ce ne spune? Când e slab, atunci e tare. A avut și el un pic o dorință, vedem că de trei ori s-a adresat lui Dumnezeu cu țăpușul care i-a pus, dar vedem că Dumnezeu îi dă un răspuns foarte important care e și pentru noi. Harul meu îți este de ajuns. Vedem că Tatăl Ceresc la cei care se curăță și primez le dă înțelepciune. De la el vine lucrarea asta. Nu avem noi. Vedem că înțelepciunea noastră în cântare ne arată că suntem ca spicul gol. Și trebuie să ne aducem aminte că unde erau terenuri și era tăciune, spicul cu tăciunele sta tăt în sus gol, fiindcă era un praf negru care murdărea tăt. Exact vedem că acela stă drept, nu se pleacă ca spicul care rodea și dă greu adevărat. Dar când îi rumd coja, iese praful acela murdăria. După cum zicea Domnul, morminte văruite, pe din afară sunteți mândre, dar înăuntru-i plin de spurcăciun. Și mai mere și la mana din 6 iulie. Care încă ne dă un sfat din Psalmul 25. Cine este omul care se teme de Jehova, acela
aceluia Jehova îi arată cale pe care trebuie să aleagă. Psalmul 25 cu 12. Nu ne revine nou să controlăm încercările și dificultățile care pot venea asupra noastră. Partea noastră este să ne consacrăm cu totul Domnului și să-i lăsăm lui să hotărască cât de mari să fie încercările și ispitele. Cât de mari sacrificiile ce le avem de suferit umblând, urmând conducerea sa. Domnul poate Domnul poate vedea că unii au nevoie de încercări deosebite mai mult decât alții și ale și că acele lucruri care pentru unii sunt încercări mari și cer sacrificii mari pentru alții datorită iubirii lor mai mare pentru Domnul și cauza sa și pentru zel mai mare pentru serviciu, sacrificul, poate fi, cum zice apostolul despre a lui însuși, întristări ușoare de o clipă, dar care lucrează pentru noi mai presus de orice măsură o greutate veșnică de slavă. Vedem că e diferența și cu încercările. Vedem că Tatăl vede pentru fiecare, vede că unde avem nevoie, El nu dorește, nu vrea ca noi să cădem, noi, El ne dorește ca să rămânem fii adevărați, să rămânem sub ocrotirea Lui. Vedem că El, dacă îl recunoaștem, El ne dă înțelepciune și vreau să merg puțin în făgăduință, să vedem. În legătură cu mana de astăzi, chiar din Psalmul 25, avem niște făgăduințe foarte frumoase și care ne arată iară în legătură cu timpul chiar în care trăim noi astăzi. În timp ce Dumnezeu, versetul manii de astăzi, în timp ce Dumnezeu permite ca oamenii îndărănici să cadă în păreri eronate și să prospere în răspândirea lor, pe de altă parte El îi călăuzește în gândire pe cei smeriți. Iată că trăim un timp care vedem că astăzi se fac foarte mulți nou, sunt foarte multe învățături. Dar trebuie să vedem de unde se plecați, că în Timotei ne arată și Pavel ne spune, am citit și pe acolo. Iată că cine zice că Tatăl permite. Iată că între creștini se găsesc și oameni îndărătnici. Așa. Îi învață, el îi călăuzește în gândire pe cei smeriți. Îi învață calea sa și ridică un standard pentru ei prin care îi se dă posibilitatea să vadă adevărul și să-l deosebească de eroare. Trebuie să vedem astăzi că Pavel ne spune cercetați tot și luați ce este bun. Vedem că cercetând și vedem că sunt multe erori astăzi. Iar cei credincioși pot face deosebirea când au și când le văd și pot spune și altora de erorile care astăzi adversarul le seamănă în toate direcțiile. Și suntem în zile cam grele. Deși în această zi rea, vedem că cum o nume, 1000 vor cădea în aceste erori. Ele nu-i vor înfrânge pe cei smeriți pentru care Domnul s-a angajat să îi îndrume și să-i ferească de cădere. Iată că cine păzește Psalmul 91 încă ne spune lucrarea asta. Și noi trebuie să observăm câți cad, câți credincioși, câți creștini care pretind că-s creștini. După erorile care astăzi se seamănă, mai ales în partea asta răsăriteană după căderea comunismului, trebuie să vedem câte erori se seamănă, cum se ridică și cum cad oamenii, cum aleargă cu grămada la cei îndărătnici care se duc, mai ales în aceste timpuri, păstetă lucrează adversarul.
Și zice, cei care învață această lecție a smereniei primește cea mai importantă pregătire pentru serviciu divin. Vedem că învățând această lecție, vedem că cine ne dă pregătirea, cine ne dă cuvântul, nu e a nostru, el dă Tată. Și la versetul 12, iară ce am citit din ce emană, prea iubiților, sfatul nostru pentru voi în aceste vremuri periculoase, când eroarea îmbracă cele mai otrăvitoare și mai înșelătoare înfățișări. Iată că trebuie să fim foarte atenți. Cine se îmbracă? Eroarea. Când își găsește agenții cei mai activi printre cine? Printre frați falși și surori false. Din chiar mijlocul vostru și când fidelitatea față de adevăr prilejuiește ruperea unora dintre legăturile sociale, cele mai intime pe care le-ați avut vreodată. Iată că cum lucrează adversarul și ne mirăm că de ce vedem atâta nemulțumire, atâta contrazicere în cuvântul lui Dumnezeu, chiar până toate confesiunile, vedem că apar mai multe, mai multe. Iată că suntem avertizați din Psalmul 25, vedem că ne le arată când l-a scris David, când l-a scris Psalmul. Ne spune și noi trăim aceste timpuri și ne mirăm cum se poate. Vedem că adversarul chiar prin informația media ne le arată, uite ce se întâmplă, creștini care au fost 30, 40, 50 de ani. La adevăr. Păi cum se poate așa ceva? Iată că adversarul și reșe poate. Că vedem că eroare a îmbrăcat cele mai șirete forme astăzi îmbracă. Așa. Cu care odată așa. Da, în aceste timpuri să urmăm din nou sfatul lui Pavel. Să vedem Pavel ce ne-a spus. Rămân în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, că știm de la cine le-ai învățat, că ce este scris. Acolo n-am mers în Ioan 6 cu 45. Toți vor fi învățați de cine? De Domnul. Vedem că Tatăl are grijă de ai săi. Trebuie să ne aducem aminte că Domnul ne mai spune un lucru foarte important. Eu stau la ușă și bat și cine a deschide, voi intra și-o-i cina cu el. Vedem că trebuie să fim atenți la bătăile care le auzim, să deschidem și el ne va da de cină. Că a trecut prânzul, gustarea, a trecut etate și vine culcarea. Dar trebuie să fim atenți. Dar el ne mai spune tot înta este timp. Eu mai trebuie să stau încă la o ușă, a unuia cuptor, că vedem că cei prețios se pune unde în cuptor ca să fie curățit de ce? De rujină. Și fiecare vedem că metalul prețios are nevoie de o curățire, dar curățirea vedem că e prin foc. Și el ce face? Zice, eu stau la ușă și veghez. Interesant, Domnul să vegheze asupra noastră, că materialul prețios să nu se ardă, să fie păstrat. Și vedem că ne aducem aminte că el o vegheat și la cei trei tineri de evreu în cuptorul cu foc. Vedem că a rămas materialul prețios. Ce poruncă a dat regele după aceea? Cine nu se va închina, nu tipului lui, ce Dumnezeului lui Shedrach, Meșach și Abednego, va fi distrus și el și familia lui și casa lui. Și o mai mare încă, avem aici în făgăduință și la versetul 14. Pretenia Domnului este cu cei, vedem că cu cine rămâne Domnul preten, este cu cei care se tem de el, ca să-i facă să cunoască legământul său. Din versetul 14 din Psalmul 25. Se spune aceasta ca și cum ar fi foarte important a vedea sau înțelege cu claritatea legământului Dumnezeu. Iată că trebuie să fim foarte atenți că legământul cu Dumnezeu e foarte important.
și vedem că ce e legământul care Dumnezeu l-a făcut cu oamenii săi, el nu se schimbă și îl ține, zici, patru că de multe ori greșit, legământul lui nu-l schimbă. Omul vedem că s-a schimbat și vedem, avem exemple că cei ce au schimbat legământul care l-a făcut și l-a făcut, cum au ajuns. Cei care l-au ținut iară unde au ajuns. Se spune așa ca și cum a fi fost așa important a vedea sau a înțelege cu claritate legământul lui Dumnezeu și este un lucru important pentru că legământul lui Dumnezeu este cu adevărat cheia întregului plan divin. El aducem aminte unde a fost făcut. A fost făcut cu noi, a fost pentru pământ și cum că nu va mai nimici lumea, vedem un legământ, dar trebuie să vedem că vine legământul care e făcut cu Avram, e cheia tuturor lucrărilor a planului lui Dumnezeu cu credincioșii până la sfârșitul mii de ani. Vedem că cu Avram e un legământ clar pentru neam omenesc. Ceea ce Dumnezeu i-a făgăduit lui Avram în legământ, în tine și în sămânța ta voi binecuvânta toate familiile pământului. Include direct și indirect toate bogățiile Harului Divin, tot cu ochii unși, cu inimile pe deplin consacrate Domnului și plin de dorință de a cunoște exact care este voința și calea sa, privind la marele legământ și iată că el se deschide maestos înaintea noastră în trei părți. Iată că el ne-l arată, e făcut în trei părți, ne-l-a descris maestos ca noi să-l putem pricepe și să ne bucurăm de ceea ce Dumnezeu a făcut prin legământul cu Avram. Și prima parte, toate familiile pământului, fiecare membru al familiei umane va primi o binecuvântare, e primul. Și dacă observăm, chiar cei care studiază Biblia, ce a făcut adversarul? Calea mea de nu te pierzi. Și mare lucru, chiar și noi care pretindem că cunoaștem tot, chiar se găsește printre noi, de nu crezi ca mine, deja la moarte. Vedem, dăm o judecată și zice Domnul, nu judecați nimic înainte de vreme până voi veni cu toți ființii îngeri. Zice, voi veți fi judecați, da, așa, dar nu judecați astăzi. Judecați-vă pe voi fiecare ca să putem avea parte de aceleași făgăduințe. Și iată că ce vedem, cu omenirea foarte puțin care pot pricepe că toate familiile pământului. N-ai ascultat astăzi, rămâi pentru totdeauna. Omenirea auzeam că ei își studia dosarele și au ridicat Dumnezeu și numai i-a arătat în dosarul tău, e rău și du-te înapoi acolo în moarte. Iată cum e, ocază, parcă profețiile din Isaia, din Vechiul Testament, acele n-au nicio importanță. Vedem că din vechime cu Avram, acolo a făcut legământul. Și Domnul l-a sigilat, l-a pus în activitate vârsta evanghelică. A doilea, sămânța lui Avram, vedem că trebuie să ne aducem aminte că lui Avram mi-a arătat două semințe. Pământească prima dată, dar la asta sunt chemate toate familiile pământului, e după când vedem la ce e castelele cerului, acolo nu-s mai chemate toate familiile. Acolo vedem că alegerea cine o face? O face Dumnezeu și predă Domnului mână. Zice, pe unul îl lua din tot cetate, pe doi din alta, de unde vede el inimi potrivite. Și trebuie să ne aducem aminte și la asta impotrivite, zice o învățătură de mană, zice că Dumnezeu nu cheamă oameni răi și femei rele ca să poarte veștile lui bune. Iată că la început pe fiecare ne socotește bun, vede ceva bun, dar trebuie să vedem că avem învățături
care ne arată că putem corespunde la început, dar pe urmă să ne facă ori îndoială, ori mândrea, sunt mai multe care adversarul ne le îmbracă astăzi și să cădem, după cum a căzut Saul. El a căzut la răbdare și ce a căzut? La frică. A avut frică de Goliat. Și atunci a dus jertfa înainte să aștepte ce i-a spus omul lui Dumnezeu. Și iară la cei lucrare, iară tot Saul s-a îndoit, iară vedem că a căutat mândria. Și unde l-a dus? Vedem că trebuie noi în toate timpurile să avem grijă, plus că el o mers și la vrăjitori. Așa va fi. Sămânța lui Avram va fi canalul prin care aceste binecuvântări divine se vor revărsa asupra fiecăruia creatură. Iată că a doilea vorbea de sămânța ca stelele. Dar trebuie să observăm aici un lucru. Că asta va fi canalul pentru cei făgăduință prima. Pentru toate creaturile de pe pământ. Vedem că trebuie să pricepem lucrarea cât de importantă pentru a doua și trebuie să ne aducem aminte că a doilea făgăduință, ca stelele cerului, când o face lui Avram? Că nu le face toate deodată. După o biruință, după ce au avut o luptă, vedem și după darurile ce le-au dat lui Melchisedec, după asta face ce asta făgăduință și a treia. Această sămânță găsită că îl desemnează în primul rând pe Domnul nostru Iisus Hristos, iar în al doilea rând include mireasa soția mielului, comoștenitorii săi în acest legământ și în toate îndurările divine. Vedem că e foarte important și mă aduc aminte când Domnul zice, mama noastră este Sara. Și acolo vedem că-s două legământele, acele care la Avram, chiatură și vedem că intră Sara. Vedem că de la muntele Sinai, nu chiatură, e a treilea care o are, vedem că e cum Agar. Vedem că e important legământul Sara, vedem că... Vârsta evanghelică în acest legământ. Vedem că aceștia sămânța cea mai importantă, fiindcă aceștia sunt numiți fiii lui Dumnezeu, care îs născuți de aici, de pe pământ. Păi când neam omenesc, trebuie să vedem el să scoală tot mort în păcate și cei care vor trece peste Marea Strâmtorare. Vedem că ei s-o cotistăt mort, ei trebuie să-L primească pe Hristos ca să-L cunoască în inimă. Pe timpul cam trece, dar... Cât? Mă mai duc încă... Vreau să merg în Timotei. Am când dorit o dată. Nu. Nu mai vreau tot ce te-o făgăduință, dar... Eu avea timpul. Să vedem ce ne spune Timotei în 1 Timotei în capitolul 4. Dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhurile înșelătoare și de învățăturile dracilor. Se poate așa ceva? Vedem că avertizarea, da. Că fiindcă ne aduce aminte chiar când am citit în prima zice că Tatăl permite și asta lucrul. Dar până cine se face? Până cine îndrădnici? Și vedem că astăzi sunt mulți lucrări de astea. Abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciună, semnați cu ferul roșu însuși cugetul lor. Vedem că Pavel a avut mult de lucru cu aceștia. Îi numește câini, scrijelați, îi vede coale. Vedem că are
momentul când are de lucru între frați mincinoși, are multe lupte. Dar vedem că el avertiza și spune un lucru. După adormirea oamenilor, vedem că adversarul ce vă va semăna neghină va face așa și se va ridica alți care ori vesti alți Hristos mincinoși. Vedem că astăzi vestesc pe mulți Hristos. Ce înseamnă lucrul ăsta? Vedem că caută adversarul numai un pic. Cred în Domnul, cred în jertfa lui Hristos, dar Dumnezeu zice un lucru, nu-i dat sub cer un alt nume până cine se poate căpăta mântuirea decât prin omul Iisus Hristos, care El singur a pus jertfa. Și atunci ăștia numai un pic, nirând a s-apropia prin Maria, irând a s-apropia prin Petru, prin care, dar vedem că oamenii deja și-i pun nu numai pe acei care Sfânta Scriptură a arătat, vedem că și-i pun pe alții care se ridică ei ca mândri să înalță. Dați goli, stau în sus ca spicul gol, stau în mândria lor, dar vedem că timpul va veni pentru fiecare să cadă. Și atunci, ce ne spui mai încolo? O citi de la versetul 6 încă încolo. Dacă vei spune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Iisus, fiindcă te hrănești cu cuvântul credinței și al bunei învățături pe care ai urmat-o până acum. Ferește-te de bazmele lumești și băbești, caută să fie vlavios, vedem că avertizarea. Căci deprinderea trupească este de puțin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privință, întrucât ea are făgăduința vieții de acum și a cele viitoare. Iată un cuvânt adevărat și cu totul vrednic de primit. Noi muncim în adevăr și ne luptăm, pentru că ne-am pus nădejdea în Dumnezeu cel viu, care este mântuitorul tuturor oamenilor și mai ales a celor credincioși. Vedem că noi trebuie să ne punem nădejdea, să ne rămâi asta, să ne luptăm, că zice, voi aveți de lupta, Pavel, cu spiritele care se găsesc în văzduh. Și pentru acel ostat armătura, să puteți să ne peblor. Mai mari câteva versete ce zice Pavel, poruncește și învață aceste lucruri, nimeni să nu-ți disprețuiască tinereța, ci fii o pildă pentru credincios, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curățenie. Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Nu fi nepăsător, vedem că ne cere. Fiecare zice că are un dar. Unul poate să facă o rugăciune, unul poate să viziteze. Bun. Fiecare are, nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin proroci cu punerea mâinilor de către ceatra prezbitrului. Pune-ți pe inimă acest lucru, îndelnicește-te în totul cu ele, pentru ca înaintea ta să fie văzut de toți. Fii culoarea mintea asupra ta însuși și asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruiește în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui și pe tine însuși și pe cei ce te ascultă. Vedem că nu numai cel ce-i după masă la învon, de învățătura. Fiecare avem ocazie când suntem în atingere cu lumea, cu cine suntem, de învățăturile care le dăm. Și trebuie să vedem că Tatăl Ceresc ne permite și este ocazie, ne le face. Și atunci depinde cum dăm, ce sfaturi, ce învățături dăm. Ori e bine și așa. Vedem că trebuie să putem face deosebire între aceste lucruri. Și tot îl mai citim cu făgăduință, poate că mai am timpul.
scole de la... Domnul este lumina și mântuirea mea, de cine să mă tem? Domnul este tăria vieții mele, de cine să-mi fie frică? Din Psalmul 27:1. Acest text ne sugerează dispoziția potrivită pentru toți cei din poporul Domnului, care luptă acum lupta bună credință. Chiar dacă situația poate părea întunecată și periculoasă, și chiar dacă dușmanii se vor înmulți și problemele vor crește, testul ne îndeamnă să nu ne temem. Vedem că astea se petrec, sunt zilele în care trăim noi. Aceasta consolare exprimată în modul diferit de-a lungul Scripturii ajunge cu toată puterea să binecuvântată în timpul nostru de cea mai mare nevoie. Vedem că avem cea mai mare nevoie. Și bine să luăm sfaturile, să vedem, să stăm pe moment, să întrebăm și în care direcție să o luăm, că sunt multe răscruci și de multe ori să ne oprim, să ne alegem noi ce să aleagă Domnul. Curajul nostru din credință și întărire prin îndurare strigă cu îndrăzneală, smerită în mijlocul celui mai adânc întunere. A celor mai grele dificultăți, vedem că tot mai tare întunericul vine, în mijlocul celei mai năpraznici furtuni și în cele mai amenințătoare pericole. Domnul este lumina și mântuirea mea, de cine să mă tem? Domnul este tăria vieții mele, de cine să fie frică? Mă gândesc la un lucru. Vedem că apostolii o fă încercați pe mare de două ori. Și în toate perioadele o fă încercați după ce o trecut de miezul nopții, spre dimineață. Odată Domnul era în corabie, dar era la cârmă și părea că dorme. Și furtuna s-o evit. Vedem că cu ce... Spaime, cu ce grijă l-o trezut, scolă-te, nu-ți pasă că perim. Ce zice? Îi mustră. Când acel care e la cârmă, să vă fie frică, să-i se lese frică. Vedem că de multe ori, vedem că noi, vedem lucrul ăsta, ne spune pentru noi astăzi. Trebuie să ne aducem aminte în perioada a doilea încercare, când apare ca o nălucă. Într-o privință se spau. După aceea vedem că recunosc și vorbesc cu el. Vedem curajosul Petru, dacă ești tu, mai pune întrebarea, dar zice, dacă ești tu, poruncește să merg la tine. Haida! Și vedem că a plecat, dar după ce a făcut câțiva pași, iar a venit dacă acela, da, dacă nu-i. Și în momentul când vedem că vine îndoiala, ce s-a întâmplat? S-a prins, a scufundat. Dar rapid iar o strigat. Vedem că de la Petru avem multe exemple care el a căzut de multe ori, dar rapid o strigat și s-a întors o căi. Vedem că o strigat. Scapă-mă că mă nec, pierd. Vedem că Domnul l-a ridicat. Dar trebuie să ne aducem aminte, Petru, de câte ori a plecat, cum a plecat. Și-a luat haina pe el și-a încins-o. Vedem că de toate ori nu s-a aruncat în apă niciodată dezbrăcat, că e mai ușor a nota. Și ne-am pus întrebarea, de ce s-a aruncat îmbrăcat? Că e mai greu să noți. Iată că noi trebuie să avem, mai ales în acesta timp, armătura lui Dumnezeu luată toată ca să putem ține pieptul înălțirilor celui rău. Da? Mai citesc pentru una și apoi am timpul. Da. Căci el mă va ocroti în coliba sa în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperișul cortului său și mă va înălța pe stâncă. Important stâncă ce.
este bine mai ales în acest timp de cea mai mare nevoie ca poporul Domnului să țină seama de valoarea acestui părți a armăturii creștine, credința. Și ca ușile credinței lor să-i închidă complet în tainele lor a celui prea înalt. Când reproșurile cad dese și repezi, când numele lor sunt îndrepărtate ca reale, atunci este timpul să apuce cu fermitate scutul credinței și să se adopte limbajului triumfător al psalmistului, ca mai sus. Vedem că trebuie să avem încredere, Domnul e cu noi, El mă va ajuta. Vedem că, cum a zis David când a mers înaintea lui Goliat, Domnul astăzi mi te dă în mână. Au avut încredere. Și vedem că nu a trebuit numai cu Petricica din Părău să dea cu prima piatră. Au avut 5. Dar cu prima vedem că l-a doborât jos. Și așa că trebuie să vedem cu jertfa lui Hristos putem dobori orice încredere în El. Fiindcă El ne curățește de toate păcatele noastre. Amor, mulțumim Tatălui Ceresc că El ne-a călăuzit și în această zi, ne-a dat cuvântul Său și am dorit ca El să reverse binecuvântarea Sa asupra minților noastre, ca cuvântul Său să-L putem pune în aplicație, că recunoaștem că suntem slabi și imperfecți și fără ajutorul de la El nu putem face nimic. Și zicem că după cum o zis Moise, dacă tu nu vii cu noi, noi nu mergem. Noi suntem slabi și imperfecți, dar după cum o zis David, cu tine vom birui și vom merge. Așa că ajutorul nostru vine de la Domnul, numele Lui să de la Tatăl, numele Lui să fie preamărit, cinstit și onorat și a scumpului să fiu de acum până în veci de veci. Amin. Amin. Mulțumim Domnului și fratelui Petru pentru aceste sfaturi pe care le-am putut auzi și în această dimineață. Dorim ca Domnul să ne ajute să fim atenți la ele și atenți fiind să le putem aplica în viețile noastre, pentru că tot ceea ce este scris este de folos pentru noi, este de folos pentru toți cei care doresc și vreau să facă voia lui Dumnezeu. În scurta pauză pe care o avem până vom trece la următoarea parte a programului din această zi, ea este, după cum știți, dedicată întrebărilor, unor gânduri, că dacă cineva are vreun gând referitor la mana de astăzi sau ceea ce a fost pus în fața noastră la prima parte a programului, vă rog frumos, dacă aveți vreun gând sau vreo întrebare, vă rog să o puneți în minutele care urmează, aproximativ 10-15 minute mai avem la dispoziție. Vă rog să vă spuneți gândurile sau să puneți o întrebare. Fratele Opriș are o întrebare. Da, fratele Opriș, te ascultăm, frate Vasile. Vreau să pun întrebarea. Fratele Petru a amintit, cum zice Apostolul Pavel, dragostea de frați și, pe urmă, iubirea de oameni. Cum putem noi arăta iubirea de oameni ca să înțelegem versetul acesta? Da, cred că cu toți am auzit întrebarea, cum putem să ne manifestăm noi
iubirea de oameni, sigur, ca să împlinim o cerință, una dintre cerințele Scripturii, vă amintiți acolo, să unim cu toate cele ce îți spusă și la urmă zice dragostea de frați și cu dragostea de frați iubirea de oameni. Cum putem noi să facem practic lucrul acesta? Vă rog să, dacă cineva are un răspuns la această întrebare, vă rog. Haideți cu curaj. Nu cred că... Da, frate Nicolae, Zoica, și te ascultăm. Așa, domnule, fraților, mulțumesc pentru cuvânt. Apostolul Pavel zice în Roman, capitolul 8, și își manifesta iubirea față de oameni, compătimia cu lumea. Că zice că lumea geme și suspină. Vreau să citesc mana de seară, din 28 ianuarie, unde explică aceste lucruri. Că știm că până în ziua de azi toată creația suspină și suferă durerile nașterii. Roman 8:22. Preaiubiților din casa consacrată, să nu uităm să ținem legătura cu creația care suspină. Adică cei ce nu sunt de o credință cu noi, dar suspină, suferă. Să avem compătimire pentru necazurile și suferințele ei. Să-i înțelegem adânca degradare și suferință. Să ne amintim de slăbiciunile ei, de povara ei îngrozitoare a contaminării ereditare și a slăbiciunilor consecutive, de actualele ei împrejurări de ignoranță și superstiție și de eroare ei de mult stabilită a sentimentului public. Amintindu-ne că și noi suntem încă în carnea păcătoasă și că impulsurile păcatului sunt încă adesea vădite supărător în noi, în unele direcții cel puțin, dacă nu în multe. Și după cum strigătele creației care suspină ajung la urechile Domnului oștirilor cu insistență puternică și mișcătoare pentru inima lui iubitoare, tot așa să ajungă și la urechile noastre și să ne câștige compătimirea și să ne însuflețească zelul de a lucra cu planul Tatălui Ceresc pentru stabilirea împărăției sale de dreptate și pace. Mulțumesc! Da, mulțumim! Deci iată, în primul rând, s-a dat un răspuns. În primul rând, noi trebuie să observăm că starea omenirii, ceea ce unde s-a ajuns este datorită păcatului, noi trebuie să compătimim. Deci iată un punct, cred că este foarte important acesta, de a compătimi. Alte gânduri, dacă sunt, sau... Dacă se poate să mai complexez... Da, frate Vasile? Ne aducem aminte Ioan 3:16, că atât de mult Dumnezeu o iubit lumea, că o dat pe singurul lui Fiu. Vreau ca model. Ne-o iubit și o dat pe singurul Fiu pentru noi. Trebuie să facem ceva pentru semenii noștri dacă iubim. Eu cred că acesta punct este foarte important. Da, bineînțeles. Noi, cum zice acolo, noi trebuie să iubim cu fapta și cu adevărul, nu numai cu gura, cu limba. Și cred că această iubire a noastră, nu numai față de frați, se trebuie să se manifeste față, chiar față de dușmani în cele din urmă. Desigur, față de toți oamenii. Altcineva, fratele Petru, dorește și el să amintească aici ceva, l-ascultăm. Vreau să amintesc o întâmplare, ce s-a întâmplat pe timpul Domnului. Vedem că apostolii, când nu l-au primit de mas, apostolii au avut o dorință și au dus aminte că Ilie, când s-a rugat, vedem că o nemnicit două ceate câte de 50.
dorința asta. Vedem că rapid au venit din vet, vine acolo dorința iată de răzbunare. Și atunci vedem că ei s-au adresat către aceea din satul acela, că dacă Domnul să se roage pentru ei ca să-i nemnicească cu foc. Și Domnul le dă un răspuns. Eu n-am venit să pedepsesc, ci am venit ca să salvez, să mântuiesc. Vedem că noi trebuie să nu dorim moartea păcătosului, ce păcatul numai să-l urăm. Vedem că rapid adversarul o duce la rău. Da, mulțumim. Frate Ștefan Tarcea, te ascultăm, frate Ștefan. Așa, domnului. Aduc un verset care spune, zice că Dumnezeu vrea ca toți oamenii să fie mântuiți. Oare noi, de ce nu am vrea acest lucru? De ce ar trebui noi să împărțim în cete situația prezentă a celor care cred sau nu cred cum credem noi? Și aici, așa cum spunea și fratele Nicolae, noi trebuie să compătimim cu lumea, în sensul că, așa cum s-a amintit, că ei nu înțeleg încă și că, de fapt, în aceste vremuri, nu acesta este planul lui Dumnezeu, ci mai întâi Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri ca să aleagă de mijlocul lor un rod, apoi, după aceea, se va întoarce și va ridica din nou cortul lui David, știi, apoi trebuie să se împlinească profețiile în ceea ce privește că toți oamenii trebuie să vină la cunoștința lui Dumnezeu. Deci aceasta este dorința noastră, ca toți oamenii să vină la cunoștința lui Dumnezeu, că unii vin acum, alții înțeleg mai puțin sau mai mult, dar că în viitor toți oamenii, absolut toți, vor veni la cunoștința de Dumnezeu. Vedem că în zilele noastre de astăzi sunt așa de multe crezuri și așa de multe lucruri în care inhibă pe oameni. Fiecare ține de ceea ce a învățat și de ceea ce li s-a fost transmis, că aici este problema, li s-au transmis dintre părinți, din trecut. Și ei vin și spun, așa am învățat de la părinții noștri, așa au făcut străbunii noștri. Vedem că acest fel de gândire au avut-o și evreii atunci când a venit Domnul și le-a arătat ceea ce trebuie să facă, așa am învățat de la părinții noștri, așa ne-a învățat Moise, așa știm legea lui Moise, întreprindând-o într-un fel drept acest lucru. Ei, totuși Domnul are o atitudine total diferită față de unii dintre noi care repede plasăm pe aceștia care nu cred ca noi într-un loc sau într-altul. Sigur că aceasta înseamnă iubirea de toți oamenii. Adică, așa cum noi astăzi, prin darul lui Dumnezeu, am ajuns la un anumit nivel de cunoștință, că va veni vremuri în care toți oamenii vor veni la un nivel de cunoștință mai ridicat decât îl avem noi acum, pentru că nici noi nu deținem adevărul absolut. Mulțumesc! Da, mulțumim! Este foarte important a observa planul lui Dumnezeu și observându-l și noi apreciindu-l mult, să-l spunem și la alții. Exact ceea ce mi-a plăcut mult. Nu este treaba noastră astăzi să împărțim omenirea sau pe unii și pe alții în diferite grupe sau în diferite clase. Treaba noastră este să vestim, așa cum spune omană, sau virtuțile celui care ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Și cred că prin aceasta ne arătăm noi dragostea față de asemenii noștri și prin aceasta că le arătăm, așa cât avem și când avem ocazia, trebuie să facem lucrul acesta, să le arătăm care este de fapt planul lui Dumnezeu. Pentru că datorită mai multor aspecte, unii cred într-un fel, unii cred în altul. Dar noi cred că avem această datorie din iubire, cu iubire, cu dragoste. Nu să le arătăm noi cât știm noi de mult și cât știu ei de puțin, ci din dragoste
să ne arătăm față de ei, să le arătăm planul lui Dumnezeu cu privire la, la om. Da, frate Vasile, te ascult. Dacă se poate să mai completez aici. Fratele a venit din Petru. Zice că acolo zice Petru că Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduinții lui cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru noi, care dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la cunoștința adevărului. Acum, în această privință, îmi aduc aminte de mana de prin 7 aprilie, din 1 Corinteni, capitolul 9, cu versetul 16. Dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie să o vestesc și vai de mine dacă nu o vestesc. Și atunci să stăm să ne gândim, aceasta este scopul lui Iehova, ca cum a zis acolo Matei 24:14, că vestea Evangheliei trebuie să ajungă până la marginile pământului. Mulțumesc! Da, mulțumim! Da, aceasta este datoria noastră. Frate Ion Berci, te ascultăm, frate Ion. Vreau, de acord cu toate câte le-am auzit până acum, doar atâta vreau să mai zic până lângă cum o pus întrebarea, bineînțeles, că cum putem ajunge la iubirea de oameni. Fratele Petru l-a început foarte bine, a pornit din 2 Petru capitolul 1, de acolo, și ca să ajungem noi la această iubire de oameni, acolo din versetul 5 înainte, zice că să ne dăm toată silința noi ca să unim. Ce să unim? În primul rând, cum arată și Apostolul Pavel în Galateni 5, de la 22, despre roadele Duhului. Noi dacă nu le avem, păiește câte se numerate și de Apostolul Petru și de Apostolul Pavel, dacă nu le avem în noi, nu vom putea ajunge la iubirea de oameni. Vom fi așa cum e arătat în Apocalips despre Biserica Laodiceană. Ori gol, dezbrăcați, și de aia ne trimite de acolo, vă îndemn să cumpărați și să ce? Să ne întoarcem ca să ne zidim sufletește, în primul rând, pe noi să dezvoltăm noi acela caracter potrivit de a ajunge. Să ascultăm, cum zice și Ioan în capitolul 4, așa cum ne-a iubit Dumnezeu pe noi, așa trebuie să iubim și noi pe alții. Și aici, ultima etapă, cum ai amintit și tu, iubirea agape, chiar și pe vrăjmași, mai mult, dar mă limitez aici, mulțumesc. Mulțumim. Mai sunt două mâini ridicate, sora Maria Simion și apoi fratele Cornel Mureșan și apoi ne vom opri că timpul trece și trebuie să trecem la a doua parte a programului din această zi. Te ascultăm, sora Maria. Da, pace vouă. Vreau să citesc un pasaj. Cuvântul său ne îndrumă să cultivăm smerenia și să cultivăm iubirea. Smerenia va reduce mărimea capului, iar iubirea va crește mărimea inimii. În legătură cu mana, aș mai citi un pasaj. A fi smerit înseamnă a-ți lua onoarea, cunoștința sau oricare ar putea fi și a le purta într-o manieră modestă, nu lăudăros, nu făcând paradă, nu mergând sanțoș ca pe unul, arătându-ți toate penele strălucitoare. Un curcan nu este modest, este mândru. Vă mulțumesc! Mulțumim! Este foarte, foarte, aceste pasaje, foarte multă învățătură pot să dea pentru noi. De multe ori se întâmplă ca să ne, așa între ghilimele, să ne crească capul și să ni se micșoreze inima. Poate de multe ori umblăm și noi ca și pe unii care de fapt numai penele de ei sunt plac și așa mai departe. Avem multe de învățat din aceste, lucruri. Da, fratele Cornel Mureșan, sora Maria, dacă poți să-ți închizi microfonul și să lași mâna jos. Frate Cornel, te ascultăm. Da, pacea Domnului, fraților.
Într-adevăr, după cum noi avem nevoie ca să fim iertați, ascultați și îndrumați de Cuvântul lui Dumnezeu, și oamenii din jurul nostru, care, cum au spus și fratele Ștefan, care nu cunosc atât sau nu sunt de părerea noastră, trebuie să nu-i condamnăm, să-i compătimim și să-i ajutăm, dacă putem, cu Biblia, cu pitricica din prăz. Sau este scris că Biblia nu poate condamna nimeni, nu dai la tine. Îi dai exemplu din Biblie și atunci el poate să judece, să ajungă la o hotărâre, la un înțeles din Cuvântul lui Dumnezeu. Deci nu trebuie condamnat sau marginalizat sau nu știu. Că Domnul Iisus a zis că să strălucească lumina voastră în fața oamenilor. Ca văzând faptele voastre bune, să slăvească pe Dumnezeu. Deci astea merg mână în mână. Și faptele și smerenia. Că am vrut să pun și o întrebare. De ce smerenia e înaintea credinței sau să pune foarte mare accent pe smerenie? Mulțumesc! Da, mulțumim, așa este. Și aș mai adăuga aici doar un aspect. În relația, în legătura noastră de fiecare zi cu cei din jurul nostru, cu oamenii, noi trebuie întotdeauna să dăm dovadă că umblăm cu Domnul, că suntem copiii lui Dumnezeu. Poate că vom avea unele neînțelegeri. Chiar dacă bucuroși ar trebui să suportăm paguba, numai ca să, în felul acesta, să nu fim o pricină de potignire și un motiv de a fi vorbit de rău Dumnezeu și cuvântul său. Da, Dan, ne oprim aici. Exact un minut să-mi dai voie. Să ascultăm încheierea tuturor lucrurilor. Să ne smerim sub mâna cea puternică a lui Dumnezeu, pentru ca la timpul potrivit El să ne înalță. Mulțumesc mult! Este un principiu foarte adevărat acesta, că dacă ne vom smeri la timpul potrivit, El ne va înălța. Dar și acesta este, are și viceversa. Dacă ne vom înălța, să știm că El va fi Cel care ne va smeri. Așa că mai bine să ne smerim ca El să ne înalțe decât noi să ne înălțăm ca El să trebuiască să ne smerească. Aș dori să am înțeles că fratele, frățiorul nostru tânăr David are un psalm, îi dăm și lui cuvântul, că așa am învățat că și copiii trebuie să-și aducă aportul cu ceea ce Domnul le-a pus pe inimă. David, te rog să așa să-ți pornești și microfonul și te ascultăm. Mulțumesc Domnului. Am să citesc psalmul 100. Strigați de bucurie către Domnul, toți locuitorii pământului, slujiți Domnului cu bucurie, veniți cu veselie înaintea Lui. Să știți că Domnul este Dumnezeu, El ne-a făcut, ai Lui suntem. Noi suntem poporul Lui și turma pășunii Lui. Intrați cu laude pe porțile Lui, intrați cu cântări în curțile Lui. Lăudați-L și binecuvântați numele, căci Domnul este bun, bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam. Amin. 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 Mulțumim, frate, mulțumim, frățiorul nostru David. Un psalm foarte frumos, mare este, bun este Dumnezeu, bunătatea și credincioșia Lui ține în veac, din neam în neam. Ce rămâne ca și noi să fim credincioși? El este, noi știm că El este credincios, El tot ceea ce a făgăduit duce la îndeplinire. Ce mai rămâne este ca și noi, la rândul nostru, să fim credincioși, să ne dovedim credincioșia față de El prin, așa cum am învățat, și prin a ne manifesta dragostea, iubirea față de oameni și nu numai cu cuvântul, ci cu fapta și cu adevărul. Mulțumim Domnului pentru aceste sfaturi. Nu vom mai cânta cântare înainte de a trece la a doua parte a adunării noastre din această zi.